Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-a regăsit! Din păcate, o nenorocire nu vine niciodată singură și vine acolo unde deja sunt greutăți adunate în ani. Cele trei persoane care au fost lovite pe trecerea de pietoni, de biciclist, luni după amiază, sunt membrii ai unei familii foarte greu încercate de soartă. Noi am fost și am filmat acasă, la familia respectivă. Mama se străduiește să păstreze curățenia în casă. Era curățenie lună, în acei câțiva metri pătrați, în căminul de lângă Industrial 2, acolo unde mai multe familii trăiesc cumva așa, în oarecare condiții. Copiii merg la școală, din păcate în urmă cu o lună tatăl copiilor a încetat din viață în urma unei boli de care suferea și tot așa. Nici nu știu ce poate fi spus, dar asta cred că e... Da, nu știu, acum chiar e un caz foarte trist și cu loviți de o bicicletă, adică foarte aiure așa, accidente de bicicletă mai rar la noi. Dar cu ocazia asta poate văd și la noi sunt niște organizații neguvernamentale foarte active, însă unele dintre acțiunile pe care le fac nu le mediatizează, adică nu bag toba, nu vor să dea mari. Însă de regulă ce am observat că organizațiile astea neguvernamentale care chiar se ocupă de ceea ce au în fișa postului și nu fac alte chestii cum ar fi politică, fac niște acțiuni țintite, adică fac pentru Paște, pentru Crăciun, pentru Ziua Copilului și ce pentru niște sărbători. Și strâng, poate că acum acest caz fiind deosebit, ar putea să reacționeze. El a fost preluat da, în sensul că Andrei domnul Bolohan, și Vasile se implică deseori pe domnul în cazuri Bolohan, umanitare. Știu, el e foarte implicat și nu este pentru prima oară. Dar e domnul Bolohan, de exemplu, e pe persoană fizică mai mult. Nu? Adică au nu este, asociație este constituită. Este asociație, dar el e acolo. Eu mă refer la asociațiile astea mari. Și sunt asociații mari unde sunt niște oameni cu dare de mână și care au făcut acțiuni frumoase până acum. Și dat fiind faptul că acest caz este foarte trist, chiar este foarte trist, poate ar trebui să reacționeze. Și mai e o problemă, dar e greu de rezolvat la grupul școlar 2 acolo, cu circulația. Nu știu ce trebuie, poate trebuie depus și un semafor acolo, dar sunt foarte multe semafoare pe drum, pentru că acolo este periculos să traversezi. Cei care scapă din semaforul de la intersecție, care vin spre sala sporturilor, o calcă. Cei care vin din deal, ei o calcă, da? Și toată lumea o calcă acolo și... Trecerea de pietone cam la jumătatea drumului dintre două semafoare. Bine, mai mult dinspre sala sporturilor. Dar este o trecere de pieton periculoasă. Și la arene este în continuare periculoasă. Acum am trecut pe acolo și era o cucoană. Cucoana am impresia că avea sarmale în păr. Nu mi-am dat bine seama că am început să înjur. În gând. Vorbind așa, să înjur. Pentru că pe banda 1 era oprit, a trecut cineva și ea era banda aia altă. Și gata, ea a trecut fata aia și ea accelera, nu se uita că mai e cineva. Și ea era cu telefonul mobil în mână, așa făcea. Știi? Dar în cazurile astea, nu știi, e bine să ai o bătă de baseball la tine? Niciodată nu e bine să reacționezi nu e bine, la nervi. Nu, dar așa, se măcar o farcă, doar nu-i dai ei, că o plătești după aia de bună, o plătești cât nu face. Dar e bine oare să ai o bătă de baseball să-i strigi mașina? Niciodată nu e bine cu violență. Dar cum e? Că nu, văd că altfel nu cu se poate. Cu multă precauție, Sorin. Bun, și ce să faci? Să stai, să te uiți. Când eram la grădiniță, cred, sau pe la școala generală și ne spuneau, părinții, aveți grijă cum traversați. Noi eram mititei așa și stăteam la trecerea de pieton și ne uitam până nu vedeam nicio mașină, nici din stânga, nici din dreapta. Adică pe distanțe lungi. Dacă vedeam o mașină, nu, așteptam să nu vedem nicio mașină. Și acum ce să faci? Să stai la rest, să nu vezi nicio mașină în stânga și în dreapta sau cum? Pentru că o sârmălită din asta stă pe telefon mobil, când ea nici n-ar trebui să aibă permis. Și? Oricum, e o chestie asta, e multă nesimțire, multă nesimțire maximă. Pentru că sunt mulți sfertodoxi, nu semidoxi, e mult. Ce sfertodoxi?
ăsta, o zecime din, vai de soarta lor, abia știu să se încheie la pantofi, știi? Și toți au permise, vin, te calcă, după aia, na, merg în instanță, durează procesul 3 ani, ce i-ai rupt o mână, lasă-mă. Din culpă. Bine, bine că a scăpat, bine că nu l-ai omorât, ce ai o mână, lasă-mă că se repară. Dar în cazul revenind, la cazul m-am enervat cu trecerea de pietoni, revenind la cazul acestei familii, chiar trebuie ajutat. Femeia și copiii aceia, după ce că au atâtea necazuri, au mai dat și bicicleta pe noi și are cine să o facă. Asta este important, are cine să o facă. Are cine, doar că o să vadă telespectatorii imediat în continuare în jurnal că din ce în ce mai puțin bani pot fi direcționați către ONG-uri, că statul s-a gândit să facă viața oamenilor care fac viața mai bună altora mai grea. Dar care, cine e statul ăsta? Are nume, nu? Statul român, da. Are nume. A zis Mircea Geanu o chestie, că spusese și eu cu vreo câteva zile, că asta cu comasarea alegerilor, zice, da, dom'le, e o chestie, că na, s-au făcut niște calcule matematice, matematic iese, dar s-ar putea să fie efectul de bumerang, adică lumea să spună de al naibii, stai mă, dași te ne fac pe noi, dași bagi joc de noi, și să adică ne bagă pe gât, de mare? Să fie prezență mare și să voteze invers. Noi am mai discutat lucrul ăsta. Are dreptate, dar cât de... și acum chiar am scris un articol, tot la nervi, l-am scris în 10 minute, că văzusem o declarație a domnului de la Buzău. Care pe, deci oamenii, ca să-i vezi cât pot, ei o țin funcția cât mai sus. La domnul la Buzău a început să se vadă foarte clar cât poate. Și a spus că spusese Mircea Geoană că l-au căutat cei de la PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, să candideze independent din partea PSD la prezidențiale. Și a zis... Marcel Ciolacu, domne, că nu e așa, că partidul nostru, că cel mai mare partid, noi avem candidat cât sunt eu, că-s vechi PSD, la la la. Corect, până aici e în regulă. Dar nu s-a putut abține Buzoianu până n-a zis că a făcut o ironie, el crede că e ironic. Că, domne, să știți că după ce am propus lui Mircea Geoană să candideze, m-am dus, am sunat-o pe Diana Șoșoacă să-i spun să fie prim-ministru. Ce buzoism este astea? Adică ăsta este nivelul. Deci este, adică la vârful statului ai niște oameni care zboară foarte jos. Da, dacă erai la Buzău consilier local, mergea. La Buzău. Dar nu în orașul Buzău, în municipiu, în județul Buzău, consilier local undeva la dealul Cucului. Dar tu prin ministrul al României vii cu ironii din astea, negândindu-te totuși Mircea Geoană. Cum e el? Bun, rău, că a râs lumea, că nu știe... Dom'le, numărul 2 în NATO. Ca să fii numărul 2 în NATO, nu ești buricul pământului, ești buricuțul pământului. Că tu ai acolo o serie de relații pe care și le-a făcut președinți, regi, premier, cu care s-a întâlnit datorită funcției sale. El vorbește limba diplomatică, s-a înțeles cu oamenii, are niște relații. Să spune, nu candidează la președinție, dar tu, Marcel Ciolacu, să spunem că ajungi tu președinte, pe tine cine te știe de la Buzău? Cine? Neamurile? Ok. Dar când ai nevoie la, să sun la, cum știa Elena Udra, la președintele Norvegiei, la cine apelezi? Bă, adică jos, jos, ironie, Mircea, șantier. În același interviu, Mircea Geoană a spus că el nu se plânge că n-are oferte. Din potrivă, după funcția asta pe care evident, o deține nu. Acum și el a spus și de vreau să subliniez va avea foarte multe oferte. Vreau să subliniez cât de slab e. Cine conduce țara? Deci cât de slab poți să fii să spui așa ceva? Și e cu dublu impact că unii sunt din ăștia sfertodoxi, o zecime, care cred că uite mă, ai auzit ce Ciolacu ce a zis? Nu, aici a zis Ciolacu. E frică de Șoșoacu până prim-ministru. A, mai rău. Păi, nu m-am putut duce cu gândul păi, până acolo. Dar du-te, nu. No. Deci foarte slab. Bă, ăștia ne conduc. Cine știe că tot Mircea Geoană n-a zis că nu are voie să spună dacă va candida sau nu, dar a proiectat varianta de președinte independent. În moment ce a zis că l-a căutat, aia e normal că vrea, știi? Oh, da. Dar de ce să facă dacă o să fie tot primul sondaj și sună partenerul strategic? Îl vezi tu pe cetățeanul la Buzău spunând la americani? Nu, domnule, nu, dar ce vrei la mine? Tu te mă de aici. Lasă că mă duc eu. Suntem copii. Revenind la cazul acesta, pe material a fost publicat și contul în care poate fi ajutat Ancuța Silvia Tomegea. Pe numele ei este deschis contul pentru cei care doresc să facă
donații pentru a ajuta această familie și n-ar fi rău să redeschidem și discuția despre condițiile în care trăiesc oamenii în căminul de la postul căminului. Și dacă o deschizi, ce? Pentru că au existat promisiuni în nenumerate rânduri că, nu știu, măcar băile. Eu înțeleg că acolo trăiesc oameni care și distrug. Da, da. Sau auzi, distrug foarte mult. Tu s-o deschizi, dacă dar nu... sunt oameni care și întrețin. Și ăsta e unul dintre cazuri. Da, tu deschide discuția dacă nu sunt eu aici. Și o să închid imediat, tot singur, da, imediat după aceea. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.